Clasicul dosar cu șina a încetat din viață. Acest element reprezentativ în istoria birocrației românești nu mai poate fi solicitat de nicio autoritate publică începând de azi. Legea prevede interzicerea dosarelor cu șină cerute până acum la depunerea majorității cererilor pentru prestarea de servicii publice. Aici intră inclusiv inscrierea la evaluarea națională, la bacalaureat și la facultățile de stat. Dosarul cu șină nu trebuie solicitat nici în cazul concursurilor pentru funcțiile publice sau procedurilor de achiziții publice. Dacă de astăzi vi se mai cere vreun astfel de dosar cu șină, trebuie doar să anunțați prefectura care este direct însărcinată cu acest tip de verificări. Tot prin această lege, instituțiile publice trebuie să pună la dispoziția cetățenilor în format electronic pe site-ul propriu modelele formularelor sau cererilor aferente tuturor serviciilor publice furnizate. De asemenea, pentru prima dată după 1989, printr-o lege se interzice ca instituțiile publice să le mai solicite cetățenilor dosare cu șină sau orice alt tip de dosar, plic, mapă, etc. Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statutul de utilitate publică sau autorizate să presteze un serviciu public în regim de putere publică, nu pot solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu șină, precum și niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie. Se alată legea 9/2023. În acest caz, fotocopierea actelor necesare este o obligație a funcționarului. Ca un exemplu, un drum la primăria de localitate pentru a primi o adeverință cu privire la adresa de domiciliu nu mai presupune fotocopierea documentelor de proprietate. De acum înainte, funcționarul de la ghișeu are obligația să facă asta gratuit, fără a-l mai trimite pe cetățean să plătească costuri suplimentare. Relatează evenimentul zilei.ro.